Cuvânt, vedem chiar acum un interviu exclusiv cu Mădălina Ghenea, realizat de către colega noastră, Simona Machedonski. Faimosul model internațional ne spune cum este viața pe mai multe continente, dar și cât de mult o împlinește rolul de mămică. Direct de pe covorul roșu, de la marile festivități ale lumii, Mădălina Ghenea a ajuns și acasă în România. Frumoasa româncă a fost prezentă la unul dintre cele mai importante evenimente din capitală. Mădălina ne-a acordat un interviu în exclusivitate. Cum este când culegi roadele succesului? Eu consider că... acum încep. Au trecut 23 de ani, dar... cred același entuziasm să lucrez și mă bucur de fiecare dată, simt că este o binecuvântare, simt că sunt o norocoasă, asta am spus mereu, îi mulțumesc lui Dumnezeu și fac ce îmi place cu siguranță. Este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii, am început foarte devreme, la 14 ani este mult prea devreme, cred eu. Dar am același entuziasm ca acum 23 de ani. A plecat la 14 ani din Slatina, în Italia, cu un singur gând: să schimbe destinul familiei ei. Și a reușit. Azi se numără printre cele mai frumoase și apreciate femei ale lumii. Îmi este dor mereu de familie. Eu sunt mereu cu familia mea. Locuiesc cu familia mea. Și sunt, pot să spun că în momentul în care am devenit mamă, cumva am devenit fică, pentru că înainte, într-adevăr, nu locuiam cu mama mea, dar în momentul în care am devenit mămică, am redescoperit, da, ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Ai recuperat cumva momentele pierdute? Acum simt că în sfârșit am completat, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream înainte. Mi era foarte dor de casă, mi era dor de ai mei. Aș fi vrut să le arăt și măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani. Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera și timpul, care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea, normal, și cu părinții mei, cu familia mea. Eu sunt și mamă și tată și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță. Și sper eu și cred eu, având în vedere rezultatul, pentru că mă surprinde în fiecare zi atât de frumos, sunt bucuroasă de acest rol pe care mi l-am dorit foarte mult. Este rolul meu. Viața într-o valiză. În mod normal ești pasionată de bijuterii? Da, sunt. Spuneam mai devreme, dacă trebuie să aleg o ținută, de foarte multe ori încep de la bijuterii, pentru că le port mereu și le port în fiecare situație. Și cred că asta s-a văzut în toți acești ani. Am ales de fiecare dată colaborări și colaborări foarte lungi. Ultimul meu contract cu un brand de bijuterii a fost un contract de 8 ani. Le-am ales în fiecare situație, le aleg încă, de
și am un episod care este cumva legat de bijuterii, care e foarte trist și șocant probabil pentru toată lumea, așa cum a fost și pentru mine, dar continui să aleg bijuterii.